Vrei să urmezi o carieră în domeniul medical? Ai absolvit liceul, ai promovat examenul de bacalaureat și în toamnă te visezi student. Halat alb, colegi mulți și diverși, profesori super tari, o bibliotecă wow și săli de curs și laboratoare ultra dotate. La Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova găsești toate astea. Chiar mai mult. Oameni cool, o bază materială de excepție și programe de studii atractive pentru viitorii practicieni din domeniul medical, poți face parte dintr-o organizație studențească, poți participa la congrese și seminarii încă din primul an de studiu, te poți implica în activități de cercetare, poți face voluntariat, poți pleca în străinătate prin programe Erasmus, și mai este ceva, te poți distra. Dacă ce ți-am spus până acum nu te-a convins, îți mai spunem că spațiile de cazare sunt de 3 stele. Deplasarea în campus este extrem de facilă, iar mâncarea de la cantină este ieftină și gustoasă. Acum să revenim la oferta educațională. Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova are 4 facultăți. Medicină, Farmacie, Medicină Dentară și Moașe și Asistență Medicală. Facultatea de Medicină are un singur program de studii, Medicină, care durează 6 ani. Anul acesta sunt scoase la concurs 265 de locuri la buget și 55 la taxă. Admiterea are loc pe 25 iulie în sistem grilă. Disciplinele de concurs sunt biologie și, la alegere, fizică sau chimie organică. Dacă ești admis pe un loc cu taxă, în primul an vei plăti 10.000 de RON. Facultatea de Farmacie are tot un program de studii, dar o durată a pregătirii universitare de 5 ani. Pentru anul acesta sunt scoase la concurs 35 de locuri la buget și 70 de locuri la taxă. Admiterea are loc pe 28 iulie, în sistem grilă. Disciplinele de concurs sunt chimie organică și, la alegere, botanică sau biologie. Pentru studenții admiși pe locurile cu taxă, cuantumul acesteia pentru primul an de studiu este de 10.000 de RON. Facultatea de Medicină Dentară are în oferta educațională două programe de studii, Medicină Dentară cu o durată de 6 ani și Tehnică Dentară cu o durată de 3 ani. Pentru ambele programe, admiterea are loc pe 28 iulie, tot în sistem grilă. Disciplinele de concurs pentru medicină dentară sunt biologie și, la alegere, fizică sau chimie organică, iar pentru tehnică dentară, admiterea se dă doar din biologie. Taxele de școlarizare pentru primul an de studiu pentru studenții admiși la această formă de învățământ sunt 10.000 de RON la disciplina medicină dentară și 6.000 de RON la tehnică dentară. Anul acesta sunt scoase la concurs, la programul de studii medicină dentară, 40 de locuri la buget și 50 la taxă, iar la tehnică dentară, 15 la buget și 30 cu taxă. Facultatea de Moașe și Asistență Medicală are 3 programe de studiu pentru care organizează admitere în data de 28 iulie în sistem grilă. Asistența medicală generală are o durată de studiu de 4 ani, iar programele de balneofiziokinetoterapie și recuperare și cel de radiologie și imagistică au o durată de 3 ani. Pentru toate programele de studiu, admiterea se va da la biologie. Anul acesta sunt scoase la concurs pentru asistență medicală generală 40 de locuri la buget și 70 la taxă, pentru balneofiziokinetoterapie și recuperare 20 de locuri la buget și 10 la taxă, iar pentru radiologie și imagistică 15 locuri la buget și 30 la taxă. Indiferent de programul de studii de la Facultatea de Moașe și Asistență Medicală, dacă ai fost admis pe un loc cu taxă, cuantumul acesteia în primul an de școlarizare va fi de 6.000 de RON. V-am spus care sunt taxele de școlarizare în primul an de studii 2021-2022. De ce? Pentru că acestea sunt stabilite în fiecare an de către Consiliul de Administrație și aprobate de Senatul Instituției. Dacă vreți să vă înscrieți la admitere la unul dintre programele de studii scoase la concurs de Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, o puteți face în perioada 12-18 iulie în sistem online. Despre procedura de înscriere veți putea afla detalii suplimentare de pe site-ul instituției. Succes!